Deci stau de vorbă cu președintele clubului sportiv Inter Petrila, Urgent Duma. Da, bună ziua. Spuneți-mi câteva cuvinte despre partida de astăzi. A fost o partidă grea la sfârșit de campionat, cu o echipă motivată, datorită, știu să zic, spun așa, rezultatelor mai puțin bune pe care au avut în lungul campionatului, dar s-a văzut încă o dată că avem cea mai bună echipă din județ și campioana în titlu 2016. Da, încă o dată a fost o confirmare a valorii pe care are, dacă unii dintre oamenii de fotbal din județ și nu mai au avut o anumită dubii față de valoarea acestei echipe, acum s-a văzut cu adevărat că suntem în momentul cel mai bun al echipei de fotbal din Petrila. După ultimele informații, la Petrila, la cea de-a doua semifinală, Hercule Strupen și Retezatul Hațe conducea Retezatul Hațe cu 1-0. Deci în finală, în finala mare, Inter Petrila va întâlni Retezatul Hațe. Da. Ce îmi spuneți? O echipă revenire, o echipă care în ultimele etape a câștigat cu scoruri destul de mari toate meciurile. O echipă bună, o echipă ambițioasă și va fi un meci destul de greu și un meci care nu știu dacă se va discuta înainte de meciul de baraj sau după, dar probabil după meciul de baraj, pentru că nu s-ar fi prea comprimate meciurile pentru noi și avem nevoie de liniște după ultima etapă de campionat pentru să ne pregătim pentru baraj. Da, exact. Mulțumesc, domnule. Cu ce?